Atacuri în rafală ale lui Adrian Năstase la adresa lui Victor Ponta, sublinierei Traian Băsescu, fostul premier s-a dezlămbuit, punea judecătorii din complete. Război total, sublinierei acuzații extreme în lumea politică după zvonul conform ceruia Comisia Europeană ar fi transmis, în 2012, o scrisoare prin care se interesa de dosarele de mare corupție din România. Condamnat la pus subliniere cerie cu executare în două dosare de corupție, Adrian Năstase s-a dezlâncuit. Fostul premier a lansat acuzații fără precedent în direct la România TV, la adresa lui Victor Ponta, sublinierei Traian Băsescu. Raportul MCV era planificat să apară pe 16 noiembrie 2012 înaintea parlamentarelor. A sublinierea se explică dosarele din zona PSD-ului care se inflameze opinia publică. José Manuel Barroso i-a dat lui Ponta o listă prin care îi erau interzise grațierile individuale. José Manuel Barroso, nedelecții de anticorupție, sublinierei s-a dus la o bancă de investiții care a creat o geremă de nenorociri. Aici au fost interesele lui Băsescu, ale celor din servicii. S-au ajuns la sentințe prin utilizarea unor complete de execuție. Judecătorii din complete erau pus sublinierei de Traian Băsescu, acuzat Năstase.